Facem, ia uitați ce frumusețe. Săpunel cu frunze de dafin. Așa o să-l facem, liniare cu foi de dafin, din dafin. Și o să avem nevoie de o formă din silicon pe care noi nu o mai folosim. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și nu numai, astăzi facem săpunelul din foi de dafin. Vedeți? Așa. O să facem acest săpunel la rece, realizat la rece. O să-l facem în direct. Nu este prima dată când îl fac în direct cu voi. Am făcut și de lămâie, și de lavandă, am făcut și de urzică. Așa. Și astăzi vom face din frunzulițele de dafin. Și vom avea nevoie la 1 kg de ulei de măsline. Deci uleiul de măsline. Eu aici fac un sfert de cantitate, dar eu vă spun cantitățile la kilogram. Deci la 1 kg de ulei de măsline o să punem 130 de sodă caustică și 300 de apă. Și dacă facem un săpun normal, simplu, noi având în vedere că îl facem din foițele noastre de dafin în apă, deci în 300-350, o să punem 5-6-7 foi de dafin în apă și punem la fiert. Bună ziua, Elena! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! Și o să punem la fiert și o să lăsăm circa un minut la fiert. Apoi acoperim și lăsăm o oră, o oră și jumătate, două, în infuzie. Și o să avem un ceiuț, așa, o infuzie de genul acesta. Cu cât stă mai mult, cu cât își schimbă culoarea ceaiul. Această infuzie de dafin. Și eu mi-am cântărit aici, am pus. Așa. Dar dacă facem, de exemplu, din aloe, cum am făcut săpunul din aloe, eu am scos pulpa de aloe și am pus 150 de apă și 150 de pulpă de aloe. Deci am pus împreună. Și am făcut 300. Așa. Și o să mai avem nevoie de puțin, câteva picături de ulei de dafin pe care l-am făcut noi împreună. Tot așa făcut la rece, cu frunze de dafin uscate. Și atât. Și să începem. Începem încet, încet. Eu am să-mi pun ochelarii. Așa. Îmi pun ochelarii pe ochi. O să mai avem nevoie și de instrumente, așa, de linguri ca să amestecăm. Sau bețișoare. Linguri de lemn. Deci, nu le folosiți în bucătărie. Eu le am acestea doar pentru săpun. Și formele din silicon, care se fac curate și nu le putem folosi la prăjituri, eu le folosesc la săpun. Nu reușesc să vorbesc cu ochelarii. Așa. Am să-mi pun și mânușile, și ochelarii și să începem. În momentul când o să amestecăm infuzia noastră de dafin cu soda caustică, temperatura o să se ridice foarte tare și să fiți atenți, 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 atenți. Amestecăm până se topește bine, bine soda caustică și apoi o să amestecăm cu uleiul de măsline. Și după aceea mixăm cu acest mixer ca să formăm săpunul nostru. Și ne punem ochelarii. Așa. Ne punem și mănușile. Așa, intră greu că sunt puțin transpirată de la căldură. Așa, ia să vedem dacă intră. Am să-mi pun puțină făină pe mână, că nu intră așa. Să punem puțină făină. Au! Ca puțin amidon. Mi-am dat cu puțină făină pe mâini, ca să pot să-mi pun mânușile. Așa, acum intră. Acum intră mai repede.
Așa, am rezolvat și cu mânușile. Și acum, aici avem uleiul nostru de dafin, făcut de noi. Aici, cum am spus, bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camele și bucate gustoase și nu numai, noi facem și alte, rețete. Astăzi o să facem o rețetă de săpun la rece cu foi de dafin. Acesta este săpunelul, vedeți? Așa, făcut la rece și în forme de silicon, care nu le folosiți la prăjituri. Și vom avea nevoie, cum am spus, la 1 kg de ulei, bună ziua Vicky, bună ziua Vicky, bună ziua tuturor și bine ați venit. La 1 kg, eu fac doar un sfert de porție de la rețetă, deci la 1 kg de ulei, vom pune 130 de sodă caustică și 300 de apă. Eu, în loc de apă, astăzi am făcut o infuzie din apă cu foi de dafin. Vedeți? Punem așa, punem la fiert, pe foc, și lăsăm un minut. Acoperim și lăsăm să se odihnească, circa o oră, o oră jumătate, două, cât credeți. Așa, am să dau deoparte. Și o să-și schimbe culoare, vedeți? Așa se face. Cu cât stă mai mult, cu cât se face, își schimbă culoarea. O să-l pun aici. Și aici am doar un sfert din toate cantitățile pe care vi le-am spus. Și acum începem cu mare, mare atenție. O să punem infuzia noastră de dafin peste soda caustică. Încet, încet. Așa e, să țin și foile. Și amestecăm, am să amestec un bețișor așa încet, până se topește soda caustică. Vedeți? Ia uitați. Trebuie să se topească. Se face foarte ușor, foarte, foarte, dar trebuie mare, mare atenție. Așa, aveți grijă că, ia uitați, crește temperatura și să aveți grijă și la nas, să nu mirosiți direct din de aici. Așa. Să mai pun așa într-un vas. Așa. Și amestecăm. În momentul când s-a topit soda caustică și a mai scăzut puțin temperatura, o putem pune în acest ulei de măsline. Puteți lăsa uleiul și rece sau îl puteți încălzi puțin. Eu îl fac astăzi cu uleiul rece. Și apoi o să adăugăm câteva picături din ulei de dafin. O să mă dau așa mai departe. Așa. Ia să vedem dacă s-a topit. Mai amestecăm puțin. Mai lăsăm așa puțin. Ia să-mi dau deoparte. Așa. Și îl punem în formă. Și a doua zi le scoatem. Și săpunul trebuie lăsat înainte de a fi folosit circa 40 de zile. Deci 40-60 de zile să se usuce bine, bine. Altfel ne rănește la piele. Așa. Și tot timpul, când folosiți o plantă nouă, fel de fel de plante care sunt bune pentru sănătate, să întrebați și medicul. Tot timpul trebuie să întrebați medicul, să vedeți, puteți folosi acea plantă, este bună. Așa, s-a topit soda și cu infuzia de dafin. Și acum o vom pune peste uleiul nostru. Așa. Voi adăuga și câteva picături de ulei de dafin. Așa. Cam 3 pipete am să adaug. Vedeți? Cam așa. 3 pipete. Așa. Punem aici, dăm deoparte. Acum băgăm în priză. Să mixăm încet, încet.
Eu am să mai pun așa într-un... Așa. Am să pun în două. Să fac puțin zgomot. Încă puțin și este gata. Vedeți cum și-a schimbat consistența? Ia uitați și culoarea. Așa. Mai amestecăm puțin. Ați văzut cum sare? Ia uitați. Atenție, atenție, să facem mai încet. Vedeți? Trebuie să se îngroașe puțin, să fie ca o smântână groasă, groasă. Cam așa trebuie consistența. Și mai amestecăm puțin. Se poate face și amestecând cu mâna, dar durează foarte mult. Foarte, foarte mult. Am încercat odată și durează. Așa, cu mixerul vertical este foarte ușor de făcut și se face foarte repede. A început să se facă ca o cremă. Vedeți cum este pe mixer? Așa, mai amestecăm. Încă nu este gata. Trebuie să fie un pic mai gros. Încă puțin și este gata. Ia să mai dau așa cu mâna, că aici mi-a ajuns pe mână. Trebuie atenție, să fiți atenți. Singura problemă aici este atenție mare. Vedeți? Este gata. Scuturăm. Scoatem din priză. Încet. Așa. Și acum dăm deoparte. Și ne pregătim forma. Deci eu am făcut doar un sfert din compoziția de care v-am spus. Așa. Și vom pune în forme. Să vedem. O să ne iasă două, trei forme. Ia uitați, vedeți cum arată? Ca o smântânică groasă. Ia să dau mai aproape să vedeți. Așa. Și punem așa. Una. Două. Batem puțin. Așa. Și acum să mai punem, să mai facem unul. Aici în față. Mic, să vedem. Punem restul. Deci 4 săpunele or să iasă dintr-un sfert.
lăsăm deoparte. Și mai batem puțin. Și acesta este săpunul. Și îl lăsăm la rece, la rece până mâine. Îl acoperim așa cu o foaie și îl lăsăm. Și mâine îl scoatem din formă, să-l scoatem împreună și o să iasă așa. Vedeți? Și trebuie lăsat 40 de zile înainte de a fi folosit. 40, 50, 60 de zile. Cu cât stă mai mult, se usucă și este numai bun. Aceasta este rețeta de săpun la rece cu dafin, cu foi de dafin, vedeți? Așa, ia să-mi dau și ochelarii jos. Oh. Așa, nu sunt obișnuită cu ochelari. Și cu uleiuri. Pe canalul meu de YouTube, care are același nume, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, acolo găsiți. Și săpunul tot la rece, făcut cu lămâie. Am două rețete. Una cu zeama de lămâie și cu coajă de lămâie proaspătă. Așa. Tot de lămâie, făcut cu ulei de lămâie. Ia uitați, cu ulei de lămâie. Deci fără zeamă, făcut doar cu așa. Cu tot, cu pulpă, cu tot. Și mixat foarte bine. Apoi am uleiul de urzică. Săpunul cu ulei de urzică. Ia să vedem unde, că eu le-am pe toate aici. Săpunul cu ulei de urzică, pus tot așa, cu pulpă. Le găsiți toate pe canalul de YouTube și toate sunt făcute la rece, să știți. Săpunelele. Cu ulei de urzică. Apoi am, ia uitați că am și în grădina, am cules dimineața, ia să-mi dau și mărușile jos. Cu lavandă. Așa. Cu uleiul de lavandă. Aici am cu avocado. Așa, deci uleiul de urzică. Apoi am săpunul cu aloe. Tot făcut la rece, cu pulpă de aloe. Să știți că este foarte, foarte bun. Săpun cu cimbru am făcut. Tot așa, am pus cu tot cu planta. Am făcut uleiul de cimbru și am pus. Ia uitați. Ulei de cu coji uscate de portocale și de lămâie. Să știți că aceste ulei sunt foarte bune și ca condimente, să condimentați cărniță în salată, sunt foarte bine. Acesta este uleiul de nalbă, făcut cu voi împreună. Acesta de avocado, vedeți? Eu le fac așa. Astăzi am pus și am făcut cu flori, ia uitați, cu flori proaspete de lavandă, vedeți? A culese dimineață, ce parfum au. Și am pus aici floricele în interior și asta este făcută la cald, la baie de abur, acesta. Celelalte sunt făcute la rece. Așa, ia uitați, de mimoză, ulei de mimoză. Puteți condimenta și în bucătărie, nu numai pentru corp. Eu le folosesc și pentru față, și pentru unghii, și pentru păr. Acesta este de păpădie ulei. Vedeți? Ulei de păpădie. Făcut tot cu voi indirect. Acesta este ulei de nalbă. Că am făcut de două ori. Am făcut de două ori cu voi. Așa. Și aici avem de toporași. Vă aduceți aminte cum am cules toporașii? Așa. Și le puneți la întuneric și din când tot așa trebuie să stea 15-20 de zile la întuneric după ce puneți plante uscate. Și din când în când vă duceți și mai amestecați. Mai amestecați. Așa faceți cu toate. Așa. Acestea sunt uleiurile. Ia uitați. Dacă ați ști ce frumos miroase, abia culeasă dimineața din... Am două vase cu lavandă. Așa. Acesta este săpunelul. Așa. Mâine îl scoatem împreună din formă. Vedeți?
îl scoatem din formă, să vedeți, se scoate foarte ușor și apoi îl puneți într-un loc uscat să se usuce, circa 40 de zile. Îl puneți în hârtie sau într-o cutie de carton acoperit, într-un loc uscat și după aceea îl puteți folosi. Și să vedeți ce piele bună vă face. Și să nu uitați, cine are probleme la oase, la articulații, la încheieturi, dureri de corp, dureri la digestie, să beți acest ceai de dafin. Eu îl beau în fiecare zi, v-am spus, eu am probleme mari, mari, mari cu oasele și de când beau acest ceai, durerile s-au diminuit foarte mult. Eu l-am făcut la cald astăzi, dar poate fi făcut și la rece uleiul de lavandă. Lăsați lavanda să se usuce și după aceea puneți uleiul peste, umpleți borcanelul cu floricele, turnați uleiul, închideți și lăsați la întuneric și se face. Ia uite, ți-am dat aici peste. Și tot timpul să întrebați și medicul, când vă duceți la medic, să-l întrebați plantele respective, să vă informați de fiecare plantă la ce este bună și la ce să o folosiți. Cu drag, Vicky. Cu drag. Tot timpul trebuie întrebat. Așa. Și să beți acest ceius. Cine are dureri de oase, dureri de articulații, să știți că este bun, bun, bun. Deci eu pun la jumătate de kilogram de apă, 3 frunze de dafin, 3 sau 4, depinde cât sunt de mari, 3 frunzulițe, cam așa, vedeți? De dafin. Și las să fiarbă apa, pun frunzulițele, mai las 2-3 secunde și închid. Și îl las să se odihnească. La început, dă-l beți imediat, este transparent la culoare. În momentul când frunzele rămân în apa caldă și durează o oră, deci schimbă culoarea. Să nu vă speriați că este foarte bun. Intră toate uleiurile din și toate aromele din dafin. Este foarte, foarte, foarte bun. Eu l-am încercat eu și de aceea și vă spun, cine are dureri să-l încerce. Eu am făcut în România când am fost acum 2 săptămâni în urmă la părinții mei și crema de dafin, cu frunze de dafin, cu ulei de măsline, frunze de dafin, pe baie de abur, având în vedere că sunt uscate și nu conțin foarte multă apă, durează mai puțin pe foc să stea, cam jumătate de oră eu am lăsat și am adăugat ceară. Și ceara o adăugați treptat, adăugați mai întâi o bucățică și după ce s-a topit, scoateți o picătură. Băgați o linguriță și scoateți o picătură pe o foaie de hârtie. Și în momentul în care, când s-a întărit, se vede cât de groasă este. Și atunci știți dacă o vreți mai groasă crema, mai tare sau mai moale. Și dacă este prea moale, mai adăugați puțină ceară. Și așa știți cam câtă ceară trebuie pusă. Dar tot timpul adăugați 10 grame, 5 grame de ceară și după aceea încercați să vă uitați la rețeta mea de pe YouTube și aici pe pagină, că este făcut în direct cu voi. Am făcut-o de acasă, de la părinții mei. Și am mai adăugat și câteva picături de ulei de eucalipt, că este foarte bun și pentru dureri. Și este și mentolat. Foarte, foarte bun. Să încercați și să vă uitați. Este foarte bun. Așa. Și tot timpul v-am spus să întrebați medicul. Să-l întrebați de toate plantele. Să vă informați înainte de a folosi ceva. Aceasta este rețeta de astăzi. Am intrat doar așa să facem. Ați văzut 4 săpunele cu foi de dafin. Așa. Și să vă uitați aici pe pagina mea, făcute în direct cu voi, săpunel de lămâie, săpunel de urzică, săpunel cu cimbru, săpunel cu lavandă făcut cu urzică, toate făcute la rece. Ați văzut că se face repede și deja, vedeți că deja începe să se întărească. Ia uitați-l, ia să văd dacă reușesc, este încă fierbinte, ia uitați-l cum arată.
Și mâine dimineața am să intru, sau mâine după amiază, să văd când am timp, intru și îl scoatem din aceste forme, să vedeți ce ușor se scoate. Și îl puneți într-o cutie la rece, la un loc uscat, să fie uscat, așa, și să după 40 de zile trebuie folosit, că altfel ne ustură pielea dacă nu lăsăm să se usuce. Atât. Eu vă pup dulce. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături astăzi. Și vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. Și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Aici este foarte, foarte cald, foarte cald. Aceasta este rețeta. Mâine scoatem săpunelul. Vă pup dulce și eu te îmbrățișez, Vicky. Pe toate vă îmbrățișez și vă doresc multă sănătate și ne vedem mâine oricum. Nu vă promit la ce oră intru, ca să vă arăt cum se scoate din formă. Ați văzut ce repede se face. Așa, la 1 kg de ulei de măsline, 300 de apă, numai că eu am făcut la 300 de apă, am pus foile de dafin înăuntru și am făcut o infuzie. Și măsurăm, cântărim 300 de apă. Și 130 de sodă caustică. Și am mai pus și câteva, 3 pipete. Vedeți? Așa sunt pipetele. 3 pipete pline. Ia să umplu. Așa, 3 pipete așa de ulei de dafin făcut la rece. Cu frunze uscate, puse. Și după 15 zile ținut la rece, se amestecă din când în când. Așa, se amestecă. Poate fi folosit. Vă doresc weekend plăcut, o zi frumoasă în continuare și ne vedem mâine să scoatem săpunelul din forme. Ne-am uitat ce frumusețe. Așa, așa arată. Vedeți? Să vedem. Mulțumesc, Elena, și ție. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc multă sănătate tuturor. Și aveți grijă de voi. Aveți mare, mare grijă de sănătatea voastră. Vă pup. Și ne vedem mâine. La revedere. O zi frumoasă în continuare. Pupici și multă, multă sănătate. La revedere. Vă pup.